Sunt Ana Păpăruz, sunt costum designerul serialului Rux și vă invit să descoperiți personajele pe HBO Max. Stilul Denise a evoluat de la un stil în care ea era mai degrabă plină de leere și de transparențe și de feminități până la un stil mai relaxat și mai, să zicem, da, poate ușor mai masculin. Dar având în vedere că am aflat foarte devreme cine va juca acest rol, toată compoziția a fost creată în jurul Ioanei, care e foarte filiformă și înăltuță și subțirică și oricât ai încerca să o îmbraci neutral gender, ea tot feminină rămâne. Bine, dar ce înseamnă feminitatea? A întrebat Andrei Butică. Dar a fost foarte mișto, pentru că până la urmă toți gândim uneori pe repede înainte. Toată discuția asta a dus la un rezultat care vizual mi se pare absolut genial, pentru că era vorba de haine aici. Denisa are și fragilitate, se îmbracă într-un stil care este, nu știu, apropiat celor care se joacă foarte mult și cu conceptul de gen în general, nu doar cu hainele. Plus toate combinațiile acelea de grafice, de pattern-uri mari și cromatică, trecând de la roșu, la albastru, la dungi, la buline și așa mai departe, toate au creat un stil foarte jucăuș, mult mai copilăros decât cât declară ea că are. La un calcul simplu rezultă că tânăra domnișoară are 22 împliniți. Un stil în care cred că ea s-a simțit foarte bine, a știut exact cum să poarte și ce ar veni mai bine. Stilul lui Rux, chiar dacă este neutral gender, este mult mai discret. E o persoană care e ceva mai matură decât Denisa, care deja are un job foarte clar și trebuie să fie ușor profi, dar în același timp e o persoană fresh și young și ea. Clar, paleta ei cromatică este mult mai restrânsă, blow-uri, verzuri, alb, față de Denisa, care pentru ea culorile nu au limită. Pentru Cristina au fost foarte multe lucruri făcute. Toată partea de TV, care pentru ea trebuia să fie ușor mai chici. Mulțumim, a fost spectaculos! Rochile ei, salopeta ei din paiete albastre, rochia din prima secvență și jacheta lui Rux din prima secvență, care la fel a fost gândită să fie o poziție cu Cristina, dar în același timp amândouă să fie la fel de bine puse în evidență. Magic! Întotdeauna la un film, prima apariție unui personaj e importantă. Ori acea secvență era chiar foarte importantă pentru noi și pentru întreg film. Alina Chivulescu a fost super încântată că nu seamănă cu un politician obișnuit, ea dimpotrivă. E imaginea feminității eterne, ușor atemporală. Puteai să te duci cu gândul dacă în jur lucrurile ar fi fost altfel, nu știu, către personaje gen Greta Garbo sau Audrey Hepburn. Pantaloni evazați, cu salopete, mai puțin scorțoasă decât un viitor politician. Foarte încântați au fost băieții care au trebuit să poarte lucruri feminine. Da, a fost un film la care imaginația am putut să o folosim la maxim. Mi se pare că ce a făcut Dana Păpăruz și fetele de la costume cu totul e incredibil și chiar a fost un regal de costume, pentru că sunt atât de multe personaje și atât de diferite și vârste diferite, zone sociale diferite, comunități diferite, încât costumele din filmul ăsta și părul și machiajul spun de fapt foarte multe povești.